Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Treia cu Prof Online. Din nou suntem împreună. George, ți-am indicat astăzi să faci niște probleme. Ai zis că a avut și ceva greutăți la unde din ei. Te rog frumos. Determinați suma cifrelor numerelor. 5 la... Determinați. Da, suma cifrelor numerelor. Suma cifrelor numerelor. Numărul A este egal cu... Nu. A este punctul A. Bun, am înțeles. Da, am zis eu A, numărul. A. 5 la 2100. 5 la puterea 2000. 100, da. 2100, ai zis? Da. 2100. Da, nu, 2011, pardon. 2011, da? Da. Așa, 5 la 2011. Ori 16 la 503. 503. Da. Cum am spus și altă dată, tu, fiindcă ai avut problema asta, eu zic că ți-ai bătut capul un pic cu ea, da? Da, a fost... Ce ai încercat tu? Păi, am încercat să aduc... Să vedem, să o înțelegem. A. Mai întâi să o înțelegem. Ci că suma cifrelor numărul ăsta. Îți dai tu seama cam câte cifre ar avea numărul ăsta? Multe. Enorm de multe. O. Numai 5 la... 5 la 3-a cât este? 5 la 3-a... 125. 125. La 3-a 125, dar la 4-a. 625. Doar la 5-a. 625 ori 5. Da? Da. Destul de, vezi, la... Cresc. Extraordinar de mult. Numărul lor este imens. Și la 16, la 503, tot așa. Da. Și să le mulțim pe alea. Pe alea două numere să le mulțim. Și pe urmă să vedem care este suma tuturor. Trebuie să le cunoaștem. E foarte greu. Foarte greu. Pare foarte greu. Da. Dar ca și altă dată, noi ce facem acum? Credem în puterea noastră și încercăm să facem să aplicăm la o idee. Da. Deci, mai întâi să înțelegem problema. Am înțeles-o. Dacă ne ducem muncitorește în ea, dacă o abordăm așa dur, nu avem nicio șansă. Nu avem nicio șansă pentru că problema este foarte, foarte dificilă. Dacă ar fi fost aici 5 la a 3-a și 4, 16 la a 2-a, imediat, dădeau două numere și le mulțeam între ele. Da. Și dădeai... Și găseai numărul final. Și după aia adunai cifrele, numărul respectiv. Da. Dar aici trebuie să deșurubăm problema și să vedem care e șmecheria. Acum am înțeles-o. Ne trebuie o idee. Nu am. Tu nu ai. Eu știu că 5 ori 2 face 10. Da. Și dacă e 10, ori se numește 0. 2. 2, dar 2 de unde se leau? De la 16. În loc de 16, cât să scriu? Știu. 2 ori 8. E bun și 2 ori 8. Sau 2 la a patra. 2 la a patra. Hai să încercăm. Deci egal cu 5 la puterea 2011 ori 2 la puterea a patra, totul la puterea 503. Și egal cu 5 la puterea 2011 ori 2 la puterea 2 la puterea a 4. Ai, o secundă. Da. Cum se ridică puterea la altă? A, nu. Cum se ridică? Păi 4 ori 503. Adică? Adică ar însemna 2012. 2012. Mai ce chestie? 2012 și din face 2011. Aproape. Dacă ar fi fost aici la puterea 2011, cum ai fi scris, fiindcă au același exponent?
Scrie că 5 ori 2 totul la 2012. Și eu mă gândeam să transform 2 la 2012 în 2 la 2011 ori 2 la 1. 2 la 1, sigur că da. Așa facem. Egal cu 5 la puterea 2011 ori 2 la puterea 2011 ori 2 la 1. Și egal cu. Și cum ai spus bine, aici va fi 5 ori 2, 10 la puterea 2011 ori 2. Da. Și egal cu? Imediat. Că este egal cu... Cum va arăta 10 păi la... Păi ar fi 1 urmat de 2011 zerouri. Perfect. 1 urmat de 1, 2, puncte, 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 pun de desubt 2011 ori, de 2011 ori, scris 0, ori 2. Da. Și este egal mai departe, hai să facem și mulțirea. Cum crezi va arăta mulțirea asta? 1 urma ori 2. Păi ar însemna 2? Urmat? Urmat de 1, 2, 2 și așa mai departe, puncte, puncte, de 2011 ori. Da. Asta e numărul. E 2, suma. Suma lor? Deci sumă... 2 plus 0, 0... Suma cifrelor egală cu 2 plus 0 de 2011 0 ori, care face 2. Foarte tare. Da. Nu putem să ne depărtăm de ghișițiu până când nu mai intrăm un pic mai aproape de el să-l înțelegem bine. Păi trebuie, pe miezul problemei cred că este când îl descompunem așa pentru că să fie cu 10. Asta era. Ca să facem... Așa, că 10 la o putere știe ce să fac. Da. Nu m-am gândit la descompunerea cu 10, dar când m-am uitat așa, părea... Nu merge deloc și nu mi-a venit să... Băi, vezi ce se întâmplă la când ajungi să stai de vorbă prof online? De ce se întâmplă? Câștigi curaj. Da? Și mai ales ai și inițiativă și dorești să pui mâna pe problemă. Și chiar reușim. Foarte tare problema. Foarte tare. Deci miezul problemei a fost să umblu la 16, că e 2 la 4. Da, să dea 2 la 4 și se 2 la, da, și nu a fost chiar... Și trebuia să transformăm. Foarte, ori aici dacă nu era, sau dincolo nu era, am umblat acolo, ca să fie 5 ori 2, 10, să vedem, da, câte 0 ori. Da. Foarte frumos. Îți place? Uite, da. Uite, prind o stare de bine când pui mâna pe o problemă de așa asta. Și spuneai la început, nu am nicio idee, nu știu ce să fac. Și deodată când îmi spui, nu vrei să zâmbești, nu zâmbește sufletul tău? Da. Vezi cât de frumoasă e matematica? Este excepțională. Deci îți vine să faci matematică continuu. Nu obosești făcând matematică. Da? Deci, asta spun, merită să fii atât de entuziasmat când te zici, tu te trebuie să treci la matematică, tu trebuie să începi să faci. Și să începi bătărea cu neghișițiu. Și nu vine azi ideea, vine mâine și tot așa. Te rog, următorul. Punctul B. Da. 50 la 20. B-ul e egal cu 50, da, la 20. 50 la 20 ori 2 la 28. 2 la puterea 28. Da. Păi, eu văd deja. 50 ori 2 ar fi deja un număr cu 20, deci ar... Și doar trebuie să transformăm 28-ul ăla, 2 la 28 în 2 la 20. Mă gândesc ca să dea. De la 20 să lași 2 la 8, deoparte. Da, exact. Deci, hai să mergem. Zicem 5 la puterea, 50 la puterea 20, ori 2 la puterea 20, ori 2 la 8. Și egal mai departe cu? Este egal mai departe cu 50 ori 20. Adică 50 ori 2? 50 ori 2 la puterea 20. Ce face 50 ori 2? 100. Deci 50, da, ca să înțeleagă toată la 50 ori 2.
la totul la puterea 20 ori 2 la a 8. Și care înseamnă 100 la 20 ori 2 la a 8. Da. Care înseamnă final? Ar însemna... Zero de 40 de ori. Așa. Foarte bine. Deci unul urmat de 0 ori scrise de 40 de ori. De ce de 40 de ori să înțeleagă și pentru că noastre? Sunt 2 zerouri și la 20 și se mulțesc la ori 2 și... Așa. Deci ar fi 10 la a doua, 10 la a doua, totul la 20. Da. 10 la 40. Corect. Și acum 2 la 8. Ia să vedem. Ar fi 64, 128, cred că 256 ar fi 2 la 8. Așa bănești, da? Cred. 2 la 4 cât face? 16. Da. Și iar 2 la 4, 16, 16, 256, cred că așa da. E bine. Ori 256. Și este egal cu, în urma mulțirii lui 256 cu 1 urmat, cu 10 la puterea 40, așa aș putea zice, da? Ori, egal mai departe cu 256, ori 10 la 40. Spune-mi tu cu cine ar fi egal numărul ăsta. Cu cine ar fi egal? Când înmulțim cu 10, să punem un singur 0. Când zici înmulțim cu 10 la 2, după 256 punem 2 0. Ar fi 256 urmat de 40 de 0. 256 urmat de 0 de 40 de ori. Și suma, suma cifrelor? Egal cu? Cifrelor este egal cu 13. 12 cu 5, 7 și cu 6, 13. Terminat problema. Dragule, lasă de mâna noastră problema. Da, eu am fost, după ce ne-am am făcut o meditație, mi-am dat seama că... Deci, vezi? Te-ai apropiat de mine, mult mai rapid. Da. Ai avut mai mult curaj. Foarte tare, corect. Hai să vedem o altă problemă. Ce ai mai avut tu care nu ți-a mers? Am avut problema 29. Da? 29? Da, e nimeni. Zi, 29 de la ce pagină? De la 46. Problema 29. 29 de la 46. Da. Bun. Te rog. Efectuați. Ar trebui să vă dau cartea că e mai ciudată problemuță. Ia să vedem. Pe multe paranteze mici. Sunt copiați. Efectuați. Adică spune așa. 2 plus 2, într-o paranteză, totul de mulțit cu un 2, plus 2 la a 3-a, plus 2 la a 3-a, toate astea de până acum, într-o paranteză, înmulțită cu 2, plus 2 la a 5-a, toată asta de până acum, într-o paranteză, și mai mare, mulțită cu 2, plus ar veni 2 la a câta? Plus 2 la... Păi, s-a adunat 2 la a 3-a. 2 la a 5-a, 2 la a 7-a. 2 la 7, sigur că da. Toată asta am pus într-o paranteză. Și mai mare? Păi nu, m-am luat. Toată asta în paranteză? Da. Ori 2, plus ar veni 2 la cât acum? 2 la 9. Așa. Și iar pus într-o paranteză toată asta. Și uite așa, multe, după tehnica asta, adică 3, 5, 7, deci...
plus 2 la 3, plus 2 la 5, plus 2 la 7, plus 2 la A. Aici e 2 plus 2 la 1, nu? Așa este. Cred că asta vreau să zic. Ori 2 plus, plus puncte, puncte, până când, deci scriem tot așa, până când la un moment dat zicem plus 2 la puterea 2001, 2001, într-o paranteză, ori 2, plus 2 la 2003, plus 2 la puterea 2003. Domnul, tot într-o paranteză? 3, da. Deci asta, că asta era tehnica. Paranteza ori 2, plus 2 la 2003. O paranteză ori 2 plus 2003. Să calculăm exul asta. Da. Ce părere ai? Păi, 2 plus 2, 4, ori 2 plus, nu-i 2, așa, 10. Poarsă, nu-mi propui să mă apuc să fac calculul ăsta. E greu. E greu. Da. George? Aveți o idee? Pentru moment nu am. Nicio. Dar am speranța că va veni o idee la mine. Știi? Eu cred în puterea mea. Da. De aceea am să încerc, George, să iau o bucată. Adică doar o bucățică din tot. Adică să iau, nu, mă duc numai până la 2 la 5 asta. Să termine ghișițiul aici. Plus 2 la 5. Adică scriu bucata asta de desubt. Și ar însemna 2 plus 2 tot ori 2 la plus 2 la a treia, aici e 2 la a întâia, tot în paranteză înmulțit cu 2 și plus 2 la a cincea. M-aș opri până aici. Da. Și aș încerca să fac calculul doar, că vezi cum se termină 2 la a cincea și termină 2 la 2003, dacă aș ști vreo șmecherie, atunci na, treaba mea ar merge foarte bine. Dar 2 plus 2, cât face aici? 4. Adică 2 la a doua. Da. Deci e calcul. 2 plus 2, 2 la a doua. Luăm un mic exemplu. Vezi un caz particular. Da, și pe deci din numărul de paranteze. Vedem dacă se repetă. Dacă se repetă vreo șmecherie. Da. Deci vreau să descoper ceva. Așa fac și eu, da? Da, deci eu sunt nebunit să descoper acum ceva. Deci așa, direct ghișitul nu mă duce capul să-l fac. Da. Deci, atenție, George, 2 la 2 ori 2 din aici, nu? Ori 2 de aici. Da. 2 plus 2 face 4, 2 la 2 ori 2, plus 2 la 3. 8, adică, da. Mai lăsăm așa. Da. Tot într-o paranteză de până aici ori 2. Plus 2 la 5. Și este egal cu 2 la 2 ori 2 face cât? 2 la 2 ori 2, 8. 2 la 3. Eu lucrez așa. 2 la 3 plus 2 la 3. Tot ori 2. Da. Plus 2 la a 5. Și mi-a dat 2 la 3 și cu 2 la 3. 2 la 3 și cu 2 la 3. 16. 2 de-al de 2 la 3. Fac 2 de-al de 2 la 3. Nu, eu nu vreau să merg așa. Adică un măr și cu un măr, două mere. Două mere, da. Deci egal cu 2 ori 2 la 3. 2 de-al de 2 la 3. 2 la 3. Ori 2 de aici. Ori 2. Plus 2 la 5. Și acum, aici cât fac? Că 2 la 5 plus 2 la 5. 2 la 5 plus 2 la 5, care face cât?
care face cât? 2 ori 2 la 5. 2 ori 2 la 5, corect. 2 ori 2 la 5 și care face? 2 la 6. 2 la 6. Ce fericiți suntem. Da, da, păi dacă ar merge asta... Să mai vedem. Mai facem un pas până la 2 la 7. Păi continuăm asta, relația. Adică... Aici ne-am oprit, nu? La 2 la 5, că n-am adat. Da, păi am spus 2 la 6 ori 2 plus 2 la 7. Deci ar însemna 2 la 7 plus 2 la 7. Așa ar urma, da? Deci continuăm. Da, e bine. Deci ar fi cazul următor... Deci ar veni cazul următor. Hai să scriem așa. 2 plus 2 la 1 plus ori 2 ori 2 plus 2 la 3 totul ori 2 plus 2 la 5 în paranteză totul ori 2 plus 2 la 7 este egal cu. Bucata asta este făcută, George. Da, și aici. Deja este 2 la 6. Deci egal cu 2 la 6. Punem și noi 2 la 6 ori 2 și plus 2 la 7. Da. Și face 2 la 6 ori 2 la, 2 la 7 da. Ori 2 la 7. Care face? 2 la 8. 2 la 2 de alte 2 la 7, 2 la 8. Foarte tare. Deci când ne oprim cu adunarea până la 2 la 7, face 2 la 8. Da. Când ne-am oprit cu adunarea până la 2 la 9, face 2 la 10. Face 2 la 10. Deci am terminat. Deci așa mai departe, când ne oprim aici cu adunarea până la 2000. Ar însemna 2 la 2002. 2 la 2002. Deci, mergând pe firul ăsta și așa mai departe, înseamnă că ne permitem să zicem 2 plus 2 la 1 în paranteză ori 2 plus 2 la 3. Copiem tot aia? Tot aia. Da. 2 la 3 totul ori 2 plus 2 la 5 totul de mulțit cu 2 plus 2 la 7 totul de mulțit cu 2 și plus și mai departe plus puncte, puncte. Plus 2 la puterea 2001 în față s-ar afla, știm noi, 2 la puterea, cât chiar, care s-ar afla în față aici? Care s-ar afla în față? Dacă se termină 2 la 2001 ar însemna 2 la 2000. 2 la 2000, nu cred că e 9, 2000. Cât e din 5, 7... A, da, da, e din... Din cât încât e? Din 2 în 2. Așa. Deci ar însemna 1999. Așa, 2 la puterea 1999 ori 2 acela, da? Nu. Așa ar vine, da? Și cât face asta? Din ce am văzut de până acum, ar face 2 la puterea 2002. Nu? Că este cu unitate. 2 de-al de 2000 la 2002. 2001 fac 2 la 1002. În sfârșit, ieșiți un otru. Finalul este că ce avem noi 2 ori plus 2 la 1 ori 2 plus 2 la 3 totul ori 2 plus 2 la 5 totul ori 2 plus 2 la 7 totul ori 2 plus puncte, plus și mai departe, plus 2 la 2001, totul ori 2, plus 2 la puterea 2003, va face ca rezultat final 2 la puterea, te rog să mă ajuți tu, 2 la puterea 2004. 2 la puterea 2004. Minunat. Minunată ești. Superbă ești. Nu. Imi să scriu și eu. Că am fost mai mult la problemă ca să o țin. Da. Imediat ajung. Termin lecția cu el și când vin la tine. Ai compus o problemă, da? Am făcut. Da. Bine. Oh, mai avem o problemă.
Mi-a explicat dumneavoastră, dar nu am înțeles foarte bine. De aceea ne întâlnim aici. Și ce e sesizez tu? Un lucru sesizez. Că noi avem curajul să facem probleme la prima citire. Nu? Ți-am dat așa să urmărești tu niște probleme. Mi-ai spus de la bun început că ai niște slăbiciuni. Și atunci eu ți-am... Da. În legătură cu ești ăsta, nu te supăra, dar mi-a venit în minte o idee. Mi-e așa să mi se întâmplă. Aș vrea să faci următoarea sumă. Vezi tu, aici ce a fost important? Important a fost... Să vedem... jocul ăsta din aproape în aproape. Da, cel din urmă sprijină pasul următor. Da. Deci rezultatul din urmă te faci, mai pui încă ceva și știi ce se întâmplă. Că totdeauna îți face, făcea de două ori ăla la care te iau opreai. De două ori, doi la 2000. Da. Unu, te doar două la unu două. Unu mai mult. A, așa. Și de două ori, adică exponentul crește cu unitate. Da. A fost... ești frumos, să ne înțelegem, dar și noi ne-am comportat și noi am fost la înălțime, nu ne-am speriat. Este extraordinar, nu te speri de exercițiu. Deci tu trebuie să ai putere să-l domini. Ți s-a întâmplat vreodată să te aflai în fața unui câine fioros? Da. Da. Și dacă tu ești, ți-e teamă, dacă ți-e teamă... El simte teamă. Te simte rapid și când te atacă. Dacă te simte puternic, când îi bate înapoi. Deci se retrage. Așa și cu problema de matematică. Dacă problema te simte că tu nu ești sigur pe tine, gata. Deci nu are nicio șansă să mă fac. Dar dacă... tu ești foarte puternic și știi bine că o faci, problema va ceda odată și odată. Iată să adunăm fracțiile următoare. Deci să facem suma, S, egal cu 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, plus, și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra 100 ori 101. Deci plus 1, 100 ori 101. George, câte fracții avem aici de adunat? Multe. 100 chiar. Știi, de la 1 până la 100. Ai, că el enumără. O fracție, a doua fracție, a treia fracție, asta de pe poziția întâi. A, da. Sunt 100 de fracții. Da. 100 fracții. Te-aș invita pe tine, îți place foarte tare matematica, privește și tu să vezi cât de drăguț este. La Prof Online și copiii, chiar care sunt între a treia, a patra de trecut acum, vor putea înțelege problema. Să vezi ce frumos fac. Despre fracție ai auzit și tu, Marius, Mihai. 1 pe 2. 1 pe 2 înseamnă o jumătate. Știu. Da? Un întreg împărțit în două. Știu, știu. Adică face 0,5 dacă ar fi. Da, să transform fracția decimală. 0,5. Dar fracția asta este una și aceeași cu 2 pe 4. Este aceeași fracție. Dacă și cu 3 pe 6. Și cu 3 pe 6. Excelent. Adică am mulțit totul cu 3 și numărător și numitor. Da, clar. Sunt echivalente ca valoare. Dacă e 3 pe egal 6. Și cu 8. Și cu 8, nu, 8 pe 16. Este aceeași fracție. Și cu 50 pe 100. Și cu 50 pe 100, sigur că da. Se cheamă fracție echivalente asta. Da. E același lucru. Știu. Foarte bine că știi. Înseamnă că acum mă vei urmări cu foarte multă atenție. Mihaiță și cu George, suntem într-un moment greu. Avem de adunat aceste fracții. Dar când am eu de adunat o fracție, zicem 1 pe 2 plus 3 pe 4, eu aici sunt un pic trist. Pentru că dacă ar fi fracții, dacă și asta ar fi tot 1 pe 4, cu ceva cu 4 la numitor, le-aș aduna numărătorii. Nu putem amplifica. O ducem pe asta într-o echivalente. Da, exact. Mulțim cu 2. Cu 2 și ne dă... 2 pe 4.
Ca să avem același numitor. Exact. 2 pe 4 plus 3 pe 4. Că 2 pe 4 plus 3 pe 4, că n-am același numitor, numai când le adunăm. Face 2 cu 3, 5 supra 4. Pune numitorul cu... Deci fericit ești când ai același numitor. Da. Foarte fericit. Că se potrivește. Dar dacă nu ai, nu-i nimic. Că ai tu șmecheria să le duci la fracții echivalente. Da. A, dacă nu merge. Ia să vedem. 2 pe 3 plus 5 pe 7. Simplificăm. 2 pe 3 cu 5 pe 7. Simplificăm 5 pe 7. 5 pe 7 nu se poate. Nu putem simplifica. Acum visăm. Bă, ce numituri cu omul mă că o să fac eu să fie treaba bună. Eu pot să amplific pe asta și cu 2, și cu 3, și cu 4, și cu 5, și cu 6, și cu 7 pot să amplific. Ia, să amplificăm noi cu 7. Și dacă amplificăm cu 7, ea devine 14 supra 7 ori 3, 21. Da. Deci egal cu 14 supra 21. Plus, aici cu cât să amplific? Visul meu să ajung la același numitor. E, 3. Cu 3, sigur că da. Și plus 15 supra 21. Ce fericit sunt acum. Am același numitor și atunci este egal cu 14 și 29 21. Pe 21. 29 pe 21. Deci se poate. Se poate face treaba asta. Ia să mai facem o alta. Cât credeți voi că va fi 3 pe 14 plus 5 pe 7? Amplificăm la a doua. Amplificăm la a doua, pe prima o amplificăm la a doua și pe a doua amplificăm la adică a doua. Nici nu mai trebuie. Nici a nu mai doua trebuie, trebuie amplificată. Numai cu 2 asta. Că 2 ori 7 face 14. Exact, instant. Da? Deci vine 3 supra 14 plus 10 supra 14. Te rog să scrii și tu, George. Asta? Deci toate astea trebuie să... A doua n-am știut-o și am scris-o, că cealaltele știu, dar a doua m-a mai interesat mult. Da? Bun. Nu și a face că dacă mă treci cu 6, fiindcă suntem 3 cu 10, da, 13 la supra 14. Dar dacă am să-ți dau așa, 5 supra 8 plus 4 plus, hai să zic, 6 supra 14. Gata, amplificăm pe a doua cu 4. A doua zice cu 4. Da. Dar de ce și cu 4? Eu știu cu 2. Pentru că putem face cu 56. Și 7 și 8 este... Bun, am înțeles. Tu, George, tu, Mihai, ți-ai avea alte idei. Simplificăm pe asta cu 2. Cu 2 și pe 8 îl simplificăm cu 3. Dar n-ai cu 5 cu 8. Nu, pe 4. Cu 4. Cu 4? 5 cu 8 nu se poate. Că 5 cu 8 n-au nimic, niciun divizor cu 1. Nu se poate împărți prin cer, nici se poate amplifica. Deci nu, 5 pe 8 rămâne ireductibilă, se cheamă. Nesimplificabilă. Da. Bun, asta se mai poate simplifica. 6 și cu 14 se poate simplifica printr-un 2. Da. Eu mă gândeam să... Eu hai să scriu pe asta. Egal cu 5 supra 8. Și plus 3, George și Mihai, 3 supra 7 vine. Că putem simplifica prin... Nu? Da, 3 supra 3 pe 7, iar de acolo provine. De la 3 pe 7 a fost amplificată cu 2 și a făcut 6 pe 14. Și acum una are 8 și alta 7 și este telefonat că numărul care e căutat e 56. Și atunci aici o să pune, amplificăm cu 7 și din coace o să amplificăm cu 8. Și atunci o să fie egal cu 7 ori 5, 35.